Vestea că Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghe divorțează după 15 ani de căsătorie a luat prin surprindere pe toată lumea. Ba mai mult, după ce s-a aflat de faptul că antrenorul are o relație cu o altă femeie deja și urmează să se căsătorească. După cum puteți vedea, mă aflu chiar în aceste momente la poarta unde își are biroul Ana Maria Prodan pentru a o aștepta și să aflăm mai multe de la ea. Ce se întâmplă între tine și Laura? Iubita mea, nu se întâmplă absolut nimic. Toate prostiile astea care apar în presă sunt oameni fără suflet, oameni care efectiv nu țin col, calcă în picioare suflete de copii, calcă în picioare absolut tot, n-au niciun fel de lege. Am văzut un mesaj cu Bebeto, cum că își urăște tatăl. Ce nu urăște tatăl, nu, era supărat că nu a apucat să ajungă după meci la el, atât. Care a fost ultima discuție? Când ați vorbit ultima dată cu Laurențiu? Uite, hai să-ți arăt când am vorbit ultima dată cu Laurențiu și să terminăm și circul ăsta, chiar acum vorbeam cu el, da? Ok. Că atât, așa de multe probleme se întâmplă. Da? Cât e ceasul acum? 3 și 18 minute? Da? Da. E 3:34, da? Deci nu divorțați. Pa, vă pup. Da, doamnelor și domnilor, situația acolo este în derulare. Cred că fiecare dintre părți are multe lucruri să pună la punct. Cred că am avut informații și din partea Anei, după cum vedeți, și din partea lui Laurențiu Reghencav senior. Cred că multe lucruri trebuie puse la punct. Situația este explozivă. Cred că și Laur trebuie să se lămurească cu anumite lucruri care se întâmplă în jurul lui și cu persoane din jurul lui. Și cred că acolo multe lucruri se vor spune în continuare. Și multe lucruri, din păcate, vor ieși la iveală, multe lucruri dureroase. Așa, cumva, cred că secretul este ca Ana și Laur cumva să-și dea mâna pentru ca lucrurile să rămână bine pentru toți cei 4 copii, așa cum, pe care îi are, cum spune Laur. Atenție mare! Camelia Șucu este acum în fața dumneavoastră.